Una din cele mai uimitoare profeții din Biblie, care atestă incontestabil atât inspirația divină, cât și autenticitatea istorică a cărții lui Daniel, este profeția din capitolul 9 cu privire la Mesia. Într-una din zilele anului 539 înainte de Hristos, profetul, aflat în rugăciune, primește vizita îngerului Gabriel. Este același mesager ceresc care îi tălmăcise viziunile anterioare. De data aceasta, solia lui vine cu detalii privind data venirii lui Mesia, a morții lui și impactul jertfei sale asupra lumii. Într-un limbaj specific profeției, Gabriel îi spune: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la ispășirea păcatelor și până la ungerea Sfântului Sfinților. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețile și gropile vor fi zidite din nou. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. El, unsul, va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Câteva lucruri din acest pasaj sunt clare, anume: 1. Pentru Israel și Ierusalim, Dumnezeu hotărăște o perioadă de har de 70 de săptămâni. 2. La sfârșitul acestei perioade va avea loc ispășirea păcatelor. 3. Ispășirea păcatelor coincide cu ungerea celui numit Sfântul Sfinților. 4. Perioada profetică începe la data decretului de rezidire a Ierusalimului. 5. Spre sfârșitul acestei perioade, mai exact în ultimul ei segment, cel numit unsul, va fi stârpit, adică ucis. După stârpirea unsului, niște cuceritori vor nimici Ierusalimul și templul. Dar că în acel ultim segment, unsul va face un legământ cu mulți. 8. Stârpirea unsului va avea loc la jumătatea săptămânii, când va pune capăt sistemului ceremonial al jertfelor de la templu. Rămâne însă un set de elemente care cer clarificare. Mai întâi, cine este unsul sau Sfântul Sfinților? Textul ebraic folosește cuvântul Mesia, care literal însemnează cel uns. Redactorii Noului Testament au folosit echivalentul grecesc Hristos, exact cu același sens. Secole de-a rândul, rabinii setoși să afle data exactă a sosirii lui Mesia au disecat această profeție. Pentru ei, perioada însăși de 70 de săptămâni nu constituiau dificultate, întrucât erau obișnuiți cu principiul profetic o zi egal un an. Astfel, înmulțind 70 de săptămâni cu 7, câte zile numără o săptămână, au ajuns la 490 de ani ca perioada de așteptare a lui Mesia, fiind perioada de har acordată lui Israel. Problema însă era când începe numărătoarea celor 490 de ani. Reperul dat de Gabriel era data poruncii pentru rezidirea Ierusalimului. Or, în privința aceasta, nu exista consens. O seamă de teologi ai epocii moderne, începând cu Johann Funk, 1558, și culminând cu părintele fizicii Isaac Newton, 1722, după cercetări riguroase ale cronologiei regilor persani, au identificat cu maximă acuratețe data decretului pentru rezidirea Ierusalimului emis de regele Artaxerxes Longimanus, și anume anul 457 înainte de Hristos. În cuvintele sale, îngerul a secționat cele 70 de săptămâni în trei perioade. Mai întâi 7 săptămâni,
timp în care s-a finalizat construcția zidurilor, apoi cele 62 de săptămâni sau 434 de ani, care ne conduc exact în toamna anului 27. Este anul care corespunde cu data exactă a botezului lui Iisus, moment în care El este uns de Duhul Sfânt pogorât peste El. După botez, 3 ani și jumătate, Iisus a predicat Evanghelia și a cuprins mulțimi de oameni în legământul trainic al salvării. Numai că, fix la jumătatea ultimei săptămâni, după 3 ani și jumătate de slujire mesianică, în primăvara anului 31 după Hristos, El unsul a fost răstignit. Moartea Lui a realizat ispășirea păcatelor lumii și a făcut să înceteze jertfa și darurile de mâncare, respectiv sistemul ceremonial iudaic. Cartea Faptele Apostolilor consemnează că după înviere, în următorii 3 ani și jumătate a acestei săptămâni finale, a avut loc o explozie de convertiri prin activitatea ucenicilor. Regretabil, în anul 34 după Hristos, timpul de har pentru Israel ca popor ales al lui Dumnezeu se încheie prin uciderea de către conducătorii iudei a diaconului Ștefan, primul martir creștin. După o amânare de alți 34 de ani, poporul unui domn, adică romanii, sub conducerea împăratului Vespasian, intră în Iudeia, pentru ca în anul 70 după Hristos, Ierusalimul și templul să fie distruse. De atunci încoace, Israel ca popor a încetat să mai dețină vreo semnătate profetică, ușa salvării fiindu-le totuși deschisă ca indivizi prin credința în Hristosul descoperit chiar în această profeție. Mesia din profeția lui Daniel, capitolul 9, împlinită până în cele mai mici detalii, a schimbat și continuă să schimbe viețile multor oameni. Iar apariția Imperiului Roman în această profeție nu e întâmplătoare. În episodul următor vom descoperi fabuloasa profeție despre marele imperii care se succed la conducerea lumii din vremea profetului Daniel și până la sfârșit, cât și a rolului lor în evenimentele profetice ale istoriei. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii notificat. Pe curând!